Întoarce bine ouă acum prin mănușă. Așa, și acum poți să-l pui într-un suport care vrei tu, într-o găinușă sau un cocoșel. Asta e pentru cocoșel. Salut! Noi suntem Daria și Vali. Voi tocmai ați văzut cum am vopsit ouăle de Paști. Am folosit mai multe culori și după cum vedeți, noi le-am aranjat în culorile curcubeului. Anul acesta am făcut printr-o tehnică, am picurat vopsia în mănușă. Au ieșit frumoase, foarte frumoase, sunt multicolore. Sper să vă placă! Noi vă dorim să aveți sărbători de Paști cât mai liniștite, luminoase și să aveți liniște și să găsiți cât mai multe bucurii în preajma voastră. Să ne vedem cu bine!